Exact. Spate, uite! Ce pe alea sunt? Salutare prieteni, salutare la toată lumea, noi suntem așa cum bine știți, Richies și Richie J. Și astăzi, pentru că este a doua zi de Paști, este marți, ne-am gândit să facem un videoclip tot despre Paști, să rămânem în spiritul Paștelui iepuraș și ouă de ciocolată. Eu sunt un pic energic acum pentru că tocmai am făcut băiță și sunt plin energie. Așa că dacă nu v-ați înscris încă la canal, faceți-o pentru că este gratuit. Like-urile de asemenea sunt gratuite. Dați și câte un share pe rețele de socializare și câte un coment să ne criticați, să ne felicitați, să ne faceți cu uși cu oțet, să ne faceți orice. Dacă nu vă place conținutul pe care vi-l purtăm, îl aducem, scrieți-ne acolo în comentarii să exact ne îmbunătățim. Dați și un dislike, că face parte din lumea YouTube-ului, dar lăsați și un comentariu de ce nu v-a plăcut sau da, de ce v-a plăcut. Ok, toate astea fiind zis, eu zic să-i dăm drumul. Iată-ne din nou pe BuzzFeed, am mai făcut câteva videoclipuri pe site-ul ăsta și să-i dăm drumul cu primele imagini. Deci, avem 31 de copii a căror viața a fost nenorocită, ruinată de iepurașul de Paște și l-avem pe primul. Du-te, nene iepurașul, cum se chină? Deci, asta e o petrecere, mai mare. Asta bănesc e o petrecere privată de copii și, da, și de ce are nenea costumul ăsta? De ce? Pentru că dacă te uiți la ăștia din spate, dă mouse-ul ca să-ți arăte aici la persoanele astea, da, uite, da. Uite-te la pantaloni. Au pantaloni tip anii 70, da, când se purtau pantaloni bazați și bănuiesc că pe atunci încă nu existau costume personalizate. De e o pijama, da, e o pijama. E o pijama zizmene de la cum avea bunicul cu da, o pălărie de asta cu două. Da, păi nu știu dacă e mască de iepuraș și are el în cap, cred că e o cămașă, o ceva. Cred că are două cepe. Și alea sunt mânețile, da, și în loc de mustăți, bagă-s două cepe. Bun, hai să-l vedem pe următorul. Foarte confuz. Păi da, că te uiți la Dita, da, Dita mai iepuroiul, că-l vezi în față să speri. Tu când ești mic, la grădiniță sau la școală unde ești, nu vezi că sunt iepuraș, nu e mici, nu sunt iepuroi. M-a speriat eu de Moș Crăciun prima dată când l-am văzut pe Moș Crăciun. Primul meu Moș Crăciun care l-am avut în casă a fost bunicul meu și bunicul meu era cioban. Ah. Și apă el în Moș Crăciun așa s-a îmbrăcat cu niște, o șubă de aia de cioban, nici de cum roșie sau culori din ăștia vii, era șuba lui de cioban care puța oaie, o cușmă de aia pe cap și și-a aruncat niște vate pe față de ziceai că e nu știu cine, numai Moș Crăciun nu. Și apă eu în continuu am plâns acolo, normal că și copilașul la un dar măcar gestul contează. Da, da. Dai să vedem următoarea. Foarte înfricoșător. Da. Bă, nu e așa înfricoșător iepurașul, dar bineînțeles. Bine, are gura prea mare, de aia probabil. Copilul ca de obicei să spere, ceva necunoscut pentru da, el. Normal că se spere. Dă-i mai departe să vedem. Dar lasă da, prima dată, înainte de toate astea, lasă... A, să citim... Da, fără da, să da, vedem pozele. Acum am văzut-o pe asta. Da, bine, să citim... Da. So we have every right. Da, mouse un pic. Așa, dar aveți toate drepturile. De a vă juca când vă punem în poală. Deci vă punem în poală tip Moș Crăciun. Normal, copilul să spere. Ăsta e și mai mic, n-are niciun an da, de zile. Da, da, da. O ia razna când vede arătarea din spatele lui. Lăboaiele ăștia grozave. Simțiți liber să râși. Simte-te liber să râzi, bănuiesc. Că da. Te feel to square. Irem. I-a pus nou născutul. Vai, vai. Brațe. Asta e pentru poză, pentru amintire, că doar ce știe copilașul la, da, la vârsta care o are. Avem, îi dăm înapoi în română, că labe păroase, labe păroase, labe păroase. Uite, celălalt îi place, da. E normal că e mai măricel, când ești mic ai teroare de ceva necunoscut, cum e Dita mai iepuroiul care îl vezi în imagine. Următoarea poză, reach out for help, adică ceva de strigă după ajutor sau ceva de... Cere ajutor. Da, ai cere, iarăși copilaș micuț, mai ales cum îl ține. Urlă și nici iepurașul nu-i grozav care niște urecaie cât copilul. Și normal că se sperie copiii. Următoarea fotografie, push out of there, adică împinge-mă afară de aici, scoate-mă de aici, sunt celebru, scoate-mă de aici. Scoate-mă de aici, da. Ceva de genul. Exact. Da. Spate, uite! Se chinuie.
Scoate-mă! Următorul, try to get away, încearcă să pleci departe. Să te duci departe. E normal, iarăși copiii care plâng, avem aceeași treabă peste tot. Copilași care se spere de iepurași. Easter Bunny, iepurașul de Paști. Așa, următoare avem get out, ieși afară. Ieși afară, pleacă de aici. Și l-avem pe iepurașul care numai iepuraș nu seamănă. Au luat o razna luminile. Seamănă, mai degrabă seamănă, nu? A, și cu cine seamănă? Cu ăla din Vrăjitorul din Oz. Cu leul din Vrăjitorul din Oz mai degrabă. Da, te da. Sau cu Grim, cu ăla verde. Ah, nu, cum se chema, mă? Nu... Grinch. Grinch, așa, Grinch. Da, Grinch ăla verde. De-a furat Crăciunul, da. Dacă era verde, era chiar el. Următoare avem Good Heavens, they are multiplying. Oh, ceruri, se multiplică. Deci mai mulți. Deci el se facă din ce mai mulți. Oh, Dumnezeule, se dublează, se multiplică. Mă, și nu sunt chiar așa de frumoși ei, adică nu știu, sunt un pic înspăimântător, nu e chiar fața te gândești. Gura aia deschisă. Elio, parents, how much you hate that bunny. Spune-le părinților tăi cât de mult urăști iepurașul. Acest iepuraș. Iepurașul, da. E normal. Spune-i tate, ia-l de aici, ia arătarea asta de aici, că nu-mi place de el. Așa. Următoare avem Bătriel Bunnies are better, right? Deci un iepuraș adevărat e mai bun, nu-i așa? Mai bun. Iepurașul ăsta râde, vezi? Da, e fel, iepuraș, da. Știe că e real. Deci are plăvile de 2 metri, normal că se sperie. Normal că un copil mic știe că e un iepure mic, iepuraș, că de-aia zice iepuraș, e mic. Aici suntem pe o altă pagină, dar tot cu chestii despre iepuraș și ouă. Mai mult despre iepuraș. Acest iepuraș are același culori ca ale iadului. Ei, da. Ei, da, uite, copiii sunt fericiți. Copiii sunt fericiți, da. Probabil știe că e tata în spatele măștii. Mamă, dar cât a iepuroiul. Cât a iepuroiul. The Pink Monster, monstrul roz. Asta e chiar râd. Asta e alien. Uită-te privirea, ce privire are. Are ochi de aia de... Du-te, bă, iepurașul. Iepurașul din... Dai seama, dacă îi pui un cap de... Nu știu ce faci cap, verde. Te uiți în ochii lui, tare... Și parcă are dinte, așa... Da. Următoarea poză... Ce sinistru... Nu, această privire sinistră sau așa ceva. De poză, ce vrei? Du-te, bă! Mă, iepuraș, mă, omule! Are părul, credeți că e oaie? Du-te, cât a iepuroiul, ce orătanii avem aici, doamne! Deci că e, nu știu, și ce înseamnă? A vulpe cu părul crez de oaie? Nu, e ceva în costum, e cineva în costum, sau e o mască, nu-mi dau seama, dar e a vulpe seamănă, nu a iepuroiul. A vulpe cu părul crez de oaie. Oaie, o fi un mix de animale. Ok, următoarea, this bunny can his deadpan look. Habar n-am ce înseamnă, eu zic să vedem poza că e mai bine. Avem din nou E.T. Bunny, extraterestrul Bunny. Fără cuvinte, ce ochii, să... Ochii sunt ciudați tare, sunt, adică sunt creepy, te uiți... Dar nu, ochii sunt frumoși, dacă stai să iei numai ochii. Ia. Nu e, mă, e ciudat, e, da, te are pătunde, funcția, da, are pătunde în suflet mare. Privirea aia. Și zâmbetul ăla așa. E ciudat rău, nu așa trebuie să arate iepurașul de Paști, eu nu știu. This ghoulish guy, acest tip nebun sau ceva de genul. Este copilul. Asta e față de perine, mă, în cața și cu niște desene pe aici, mustăți. Două găuri ca ochi. Mustăți ala caragiale. Asta e perine în toată regula, e o pernă. Ok, următoarea. This beast who has eyes that will start right through your soul. Bănuiesc că era soul, da. Suflet. Deci această bestia cărei ochi te pătrund în suflet. Bănuiesc că e aia dinainte cu extraterestrii. A, nu, e altă ciudățenie. Nu, dar așa asta... E altă ciudățenie. Doamne, de unde le găsesc costumele astea? Asta știi cu ce seamănă? Cu clownul ăla din filmul ăla cu clown. Clownul cu filmul cu clown. Stai. Nu știu. Și fața, gura, nasul. Da. E precis, okay. Exact, da. E ciudat, sunt costume ciudate. Nu știu. Ok, următorul. Who decided this costume were a good idea? Cine a decis că acest costum este o bună idee? O idee bună. Într-adevăr, cine Dumnezeu a decis că așa ceva seamănă iepuraș? Doamne, că numai iepuraș nu e.
Mine, copiii n-au treabă. Păi, da, pentru că sunt mari, dar pune-i unul de un an, de un an jumătate în brațe, că se face pe el. E ciudat, nu știu cine desenează costumele astea, Doamne Dumnezeu. Și, și asta iar aseamănă cu, cu un joc horror. Seamănă cu multe jocuri, multe dintre ele seamănă cu jocurile horror. Okay, următoare avem Blake Riley, adică îți place, într-adevăr îți place. Și avem numai minunății de șiep, are și suferă și de strabism, să uite și urât. Du-te mă, cum să pui așa ceva la un copil, să faci poze cu copilul? Ce-i copilul? Copilul nostru, el cățelă. Ok, următoarea, this bunny even terrify adults, deci acești iepurași îngrozesc până și adulții. Păi da, exact ce am zis eu înainte, cu ochii de extraterestru, ochii oblici, așa ciudat. Ochii nevești, nu știu. Bine, dar nu, unul e prea așa și unul e prea drept. E ciudat, e ciudățel rău. Hai să trecem. Bă, nu. Ce e pura așa să-i cu... Mască de ce? Mască de... Anonymous. Anonymous, da, da, să știi, mască de Anonymous. Anonymous. E purașul lui Pește ăsta, e purașul lui Anonymous. Dai mă, las-o cu... Of course, the scares body photo, role is black and white. Bineînțeles, cele mai... Înspremătătoare... Foto înfricăștoare sunt întotdeauna alb și negru. Băi, unde le găsesc? Eu tot mă minunez, mă mir și mă minunez unde găsesc e așa ceva. E ciudat rău, deja asta nu e că e costum, ăsta e... Bine, fetița nu că să fie prea afectată. Tati, ce faci acolo? Tati... Da. Știi că e taxul acolo. So, deci... Altul. Asta e tău enigmistru. Te bănuiesc că ăștia de pe, nu știu ce, fani Anonymous, fan horror. Ia uite, alt ciudățenie. Asta e o mască, cred că e o mască normală, deci ăsta e costumul, e ok costumul, dacă nu are nimic la față și-a pus o mască normală și și-a vopsit ochii. Mai bine își vopsea fața albă. Și asta e poză din perioada interbelică, bănuiesc, din al doilea război mondial, că seamănă cu bunicul când era copil. Înfiorător. Mi-e și frică să mă uit la el. I-am văzut numai urechile, îi văd numai urechile și mi-e și teamă să mă uit la el. Ce n-am făcut? Eu l-am făcut, ouă l-am făcut. Ce să-ți mai fac, să-ți mai fac? Ok, avem al 14-lea creepy, adică ceva de genul... Înfiorător. Și înainte de a deschide imaginea, pentru că eu chiar bănuiesc că e înfiorător, după cum îi văd urechile parcă numai urechile îi văd negre. Uite, ăsta e iepur normal. Ăsta zici că e blană, cred că e chiar blană de iepur. Uite copiii. Du-te, bă. Hai de cap. Numai de dragul de a o face o poză, lași copiii cu sechele pentru toată viața. Hai, Doamne. Ăsta e ciudat rău de tot. De asta bănesc. Deci că e iepur adevărat. Chiar e blană de iepur de ceva, dar... Cum să pui așa ceva și nu zici că e de leu? Da. Dinții alea. Și ultima, pentru că deja ne-am întins mult cu videoclipul, această creatură cu ochii negri ai morții. Am închis în beleța cu ăsta nu mai e purașul, seamănă cu totul altceva, nu mai e purașul. Și iese din ochi sânge sau ce iese? Nu știu, de alea vor să fie spânțene, dar numai e puraș de paș. Nici gura nu are. Copilul e gata, e terorizat. Până la 40 de ani o să facă ședințe de psihologie cu el, cu săracul. Bun, lume, cam atâta, nu ne ducem mai departe, că ajungem cu videoclipul prea mult. Dacă vă plac videoclipurile noastre, eu vă sfătuiesc să răsfoiți canalul pentru că aveți ce vedea pentru toate gusturile. Abonați-vă la canal, lăsați un comentariu, un like. Activați clopoțelul, un dislike dacă nu vă place și puneți-ne în comentarii așa cum ați la începutul video. De ce nu vă place? De ce nu vă place? Ce anume nu vă place? Noi o să încercăm să schimbăm pe cât putem ca să fim pe gustul vostru. Cam atât pentru astăzi. Să ne vedem cu bine la următorul videoclip. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.